Bună ziua, dragi admiratori ai frumosului! Din comuna Bobeca, raionul Hâncești, vă salută grupul de elevi amici. Istoria noastră este despre Casa de Cultură Bobeca, carte de vizită a comunii noastre. Clădirea seamănă cu statuia unei zeițe cu fruntea ridicată spre cer, o capodoperă monumentală fără de preț. Casa de Cultură a fost construită după un proiect adus din Sankt Petersburg. Autorul proiectului a fost arhitectorul Nicolae Mihailov. Clădirea a fost ridicată din mijloacele colhozului și dată în exploatare în toamna anului 1958. Toate lucrările au fost făcute sub conducerea președintelui din colhoz din acea vreme, Grigori Ovanesov. Dumnezeu să-l odihnească în liniște și în pace. După aspectul arhitectural, Casa de Cultură Bobeica se considera una dintre cele mai frumoase edificii de cultură din Republică. Sala de spectacole este de 540 de locuri. În timpul concertelor lui Sergei Lunchevici, Nicolae Bodgros, Mihai Dolgan, în sală încăpeau câte 600-700 de oameni. Scena mare a Casei de Cultură a fost martorul a sute de concerte. La noi în comună au cântat orchestrele, fluieraș, lăutarii, mugurel, contemporanii, ansamblu de dansuri populare joc a fascinat lumea din comună prin măiestria dansurilor populare aranjate de Vladimir Curbet. Nici spectacolele de teatru nu au fost mai puține la număr. Teatrul Național Mihai Eminescu a prezentat pe scena Casei de Cultură spectacolele Soacra cu trei nurori, Chirița în provincie, Două veci și a treia, Păsările tinereței noastre. În zilele de sărbătoare, anul nou, 8 martie, sala de concerte este plină cu copii și bunei. La etajul 2 al clădirii se află biblioteca publică. Sala de lectură este plină de copii zilnic și pe maturi îi poți găsi în zilele de odihnă în bibliotecă. Noi, grupul de elevi amici, am înregistrat un interviu cu doamna Ana Roman, care face parte din generația de aur a comunei. Doamna Ana a muncit timp de 40 de ani ca asistentă medicală la Centrul de Sănătate Bobeica. Dumnea ei a participat la primul concert prezentat pe scena Casei de Cultură în toamna anului 1958. Iată ce ne-a mărturisit dumnea ei. Doamna Ana, lumea din sat vă cunoaște ca regina romanții. Spuneți-mi, vă rog, cum vă primit publicul spectator în toamna anului 1958, când ați evaluat prima dată pe scena Casei de Cultură de la Bobeica. Ce am simțit sau cum? Da, ce am simțit dumneavoastră în suflet, în primul dumneavoastră concert? Eram tare tineri, am simțit bucuria, ne plăcea cânticul, am romansă. Cum v-au aplaudat? Am aplaudat foarte frumos, foarte frumos, da. Am dat un concert foarte mare. Asta a fost un debut a unei studente din Chișinău. Și noi am făcut concert la Casa de Cultură. Acolo au fost și hor, și orchestră, și dansuri, și am luat parte și la dansuri, și la cântece, și la orchestră. A fost frumos. Cine-ți dorit tineretul din ziua de azi? Cine? Cine-ți dorit la tinerii din ziua de azi? Cum să-și petreacă timpul liber, tinerii din ziua de azi? Ar trebui tot așa, dar lumea de mă nu ieșe. Nu ieșe, nu știu. Toți s-au dus, ne-au lipădat, au rămas numai pensionarii și cine să cânte? Noi n-avem dinți, n-avem glas, nu mai putem cânta. Chiar eu, de pildă, până la 80 de ani, încă am cântat romansă. La ziua mea de naștere am cântat în Chișinău romansă. Dar ia că acum aveam glasul, s-a pierdut glasul, aveam 84 de ani, că am împlinit. Doamna Ana, vă mulțumim pentru interviu, vă dorim mult, multă sănătate, spor la muncă câte o lecuță cum puteți și să ne întâlnim peste mulți, mulți ani înainte, la mulți ani cu sănătate. Da, mulțumim.